la discut din partea echipei care susține comunicarea Out of the Box, o chemăm pe Alina. Bună, bună tuturor! Există reputație și există love pentru un brand. Sunteți în PR cu siguranță. Ați avut crize denumărate și v-ați ocupat de ele. Probabil că nu sunt cele mai dragi amintiri. Dar, dacă aș putea să aleg ce să fac de dimineață până seara, ar fi să mă informez despre și să fac campanii care, într-adevăr, mișcă consumatorul. În compania noastră, și credeți-mă, vin din țigări, deci reputația pentru noi este extrem de importantă și avem o grămadă de tactici de PR și cunoaștem bine valoarea comunicării safe. Pe de altă parte, ieșind din industria mea pentru moment, este foarte frumos să faci comunicare out of the box. Și e momentul ăla în care mergi pe stradă și vezi ceva care e un mini aha moment și zici, da măi, uite, când văd un brand comunicând, e de obicei despre el. Dar câteodată, când văd un brand comunicând, mă opresc și mă face să mă gândesc, mă implică în conversație. Asta e o comunicare out of the box. Pentru asta sunt ce sunt. Pentru asta sunt în comunicare, pentru asta sunt în marketing, pentru a putea să am, într-un număr de ani, cel puțin o campanie out of the box care a adus companiei un val de creștere și un val de financiar pozitiv pe care nici o altă comunicare safe nu a făcut-o. Și nu pentru orgoliu, ci pentru că orice brand are nevoie de un miez de comunicare out of the box. Și va veni și colega mea, Dana, cu niște exemple foarte frumoase din compania ei. De altfel, pentru că sunt competitiv, aș vrea să adresez ceva de pe mine și știu că s-a învârt împuțit în sufletul colegii. Dar mi-a plăcut ceva foarte mult de la Lidl, ceva ce au făcut ei în țările nordice, m-am amintit acum de altfel. Au făcut un restaurant, se numea Deal, și au avut super șef. Foarte, foarte multă lume s-a dus, erau programări făcute pe luni întregi. Dar nimeni nu știa că e de la Lidl, bineînțeles. Și la un moment dat au sucit literele și din Deal, Măral, a devenit Lidl. Foarte frumos, really. Foarte frumos, genial. Dar cred că dacă mă uit la tot ce face un brand, rămân cu exemplele astea minunate. Să mă întorc și la argumentul meu. Argumentul meu pentru a susține comunicarea out of the box, și văd că mai este foarte fericit că m-am amintit, este faptul că acest tip de comunicare generează autenticitate prin dezbatere. Atunci când vezi ceva care te face să te gândești, că vine de la un brand, că vine de la un artist, și am o mie de exemple să vă dau și ajungem și acolo, atunci încep să te implici tu ca și om de pe stradă, comunicator sau nu. Încep să te implici și implicarea de obicei ajută. Ajută brandul să câștige un target nou. De exemplu, uite, acum ce puteți vedea și voi pe stradă și asta am descoperit în weekend, e o campanie la Meda, Mezelu, da? E un tip care are un crem vrâșt la gât, deci efectiv o anție. Deci am vorbit cu 10 prieteni despre chestia asta și nu m-am implicat eu în discuție, ci ei. Și am avut reacții de la amuzament la revoltă. Pentru că unii suntem din generația cu cheia la gât, alții nu, și nu înțelegem. Bun, mă întreb dacă aceste campanii o să vândă. Asta e altă poveste, dar sunt campanii care generează dezbatere autentice și pe bune, cum ar fi, de exemplu, și iarăși aici, Dorita și Sarget, Roșia Montană, da? Roșia Montană știm cu toții cum s-a sfârșit, dar până nu a fost adusă în public, într-un mod foarte emoțional, foarte puțini oameni știau despre ce este vorba. Mulți dintre noi în această sală probabil ne-am informat, pentru că emoțional acea campanie ne-a captat atenția. Și am aflat astfel ce înseamnă comunitatea Roșia Montană, cine era în spatele corporației, care era poziția statului. Poate că n-am controlat mare lucru din toată dezbaterea, dar ne-am informat. Și cel puțin comunitatea cred că a beneficiat mai mult decât dacă ar fi făcut-o fără o campanie out of the box. Sunt campanii out of the box care au dovedit că publicul se poate implica real. Și o campanie de genul ăsta, și s-ar putea să fie ultimul exemplu, este cea pentru Magic Home. Deci, foarte greu pentru cei care s-au gândit cum să facă publicul să se implice într-o campanie. Știți că e foarte greu să facă oamenii ceva. Chiar să facă, în afară de a pune ceva pe Facebook sau da un like sau mai știu eu ce. Magic Home Campaign s-a implicat pentru că era ceva de suflet. Era ceva ce nimeni mai făcuse. Se făcuse un fel de cameră de spital în care ne-a invitat să intri și să te pui în pielea celor care trec prin drama. Lucrul ăsta s-a întâmplat cu atât de mulți români, încât într-un timp record s-au strâns și fonduri. Deci comunicările out of the box nu sunt degeaba. Și nu sunt numai pentru orgolii, cum ar spune echipa adversă. Sunt și pentru rezultate. Atâta vreme cât vorbim despre campanii autentice, cu discurs și dezbateri în societate, e bine. Și
un ultim exemplu mic care mi-a plăcut foarte tare cu referendumul, e vorba despre Coca-Cola, care a făcut o tactică micuță, dar super eficientă. A făcut sticle cu etichete diferite. Coca, Coca, Cola, Cola și Coca-Cola, Coca-Cola. Și a zis, noi nu vedem nicio diferență între sticlele astea. Voi vedeți? De ce? Bun. Comunicarea out of the box naște dezbaterea autentică și implicarea în dezbateri sociale a brandurilor, dar nu numai, ajută atât brandul, cât și audiența să gândească mai mult. Mulțumesc!